Societatea din Republica Moldova este o societate, societatea civilă, este o societate mai leneșă atunci când vorbim despre părinții copiilor cu dizabilități și spun asta nu ca să jignesc pe nimeni, dar într-adevăr este așa și deci motivul de ce părinții sunt un pic mai inactivi în comparație cu alți părinți din alte regiuni este că își pot lăsa copiii în alte servicii, aflându-se împreună, cunoscând mai multe lucruri, ce ar putea face și cum ar putea să schimbe situația, ei ar putea cu aceste cunoștințe să meargă la ei acasă și să încerce să se întâlnească sau să creeze grupuri de suport și la ei în teritoriu. Lucru care ar ajuta foarte mult anume la dezvoltarea unei mișcări printre părinții copiilor cu dizabilități. Facem cunoștință cu mai mulți părinți care au copii cu dizabilități și o să cunoaștem drepturile copiilor și prin acest fapt o să evităm discriminarea. Își cunosc părinții drepturile în ceea ce privește incluziunea socială în regiunile rurale? Nu. Adică mai au încă multe de învățat și datorită acestei rețele o să ajungă și în Hâncești și părinții o să-și cunoască drepturile ca să poată să beneficieze ca și oricare alt copil să frecventeze o școală generală, o grădiniță și să fie integrați cu succes în societate. Dar din ce cauză părinții sunt mai puțin implicați în apărarea drepturilor copiilor lor? Părinții se implică, dar de multe ori se confruntă cu uși închise. Adică sunt respinși și din cauza asta ei își pierd curajul și renunță și se izolează și rămân cu copiii acasă. Astăzi noi am organizat prima ședință, prima întâlnire cu părinții și copiii acestora. În cadrul activității respective noi vom discuta despre drepturile lor, despre posibilitățile unde pot să se adreseze în caz dacă au fost refuzați în careva servicii, dacă s-au adresat undeva să integreze copilul la școală și au fost refuzați sau au întâlnit careva probleme. Deci scopul este în general de a include copiii cu dizabilități mentale și fizice în școală împreună cu toți copiii. Ce se reușește? Care este rezultatul acestor întrevederi sau... De obicei, primele ședințe au fost ședințe de informare, fiindcă convenția este un act nou internațional și până acum lumea înțelegea educația pentru persoane cu dizabilități sub formă de instituționalizare. Și noi venim și schimbăm această gândire, le aducem la cunoștință care a fost, de fapt, reforma. După asta încercăm să facem un plan strategic, cum împreună cu pași mici, dar siguri, vom obține și vom ajunge la rezultatul că toți copiii până în final vor fi la școală. Și deci aceste întâlniri ne dau șansa ca împreună să planificăm și să vedem care de fapt sunt necesitățile reale, care sunt resursele și unde dorim să ajungem într-un termen mai scurt și după asta într-un termen mai îndelungat. Сегодня находится около 30 деток с особенные детки, очень хорошие, очень веселые, очень разные, с характерами, с улыбками. Мы помогаем тем, что если ребенку мы рисуем с ним, мы гуляем с ним, выходим на улицу, если вот он устал сидеть в здании, мы выходим с ним на улицу. Рассказываем, показываем дерево, птичку. В основном волонтерская работа. Ce au de câștigat copiii de pe urma acestor întâlniri? Adică de ce este important ca să se ocupe cu ei în felul ăsta? Вообще очень важно заниматься детьми для того, чтобы они были интегрированы в общие школы, не в специальные какие-то школы для них, а общие, где доступ, чтобы у них был доступ ко всем, как и у всех остальных деток. Не важно, что если ребенок с ограниченными возможностями, и это не значит, что он не имеет права учиться в общей школе. Он имеет полное право учиться в школе. И для этого мы сегодня собрались тут. Их родители сегодня узнают о том, что такое дискриминация, как бороться с дискриминацией, что такое права и так далее, для того, чтобы впоследствии помогать своему ребенку интегрироваться в социальную жизнь Молдовы.